Programul Prima Casă devine mai accesibil. Guvernul a decis să reducă rata investiției obligatorii pe care trebuie să o achite beneficiarii. Dacă până acum cei care își doreau o locuință prima casă trebuiau să achite inițial 10% din sumă, după intrarea în vigoare a hotărârii guvernului, contribuția lor va fi de două ori mai mică, adică de 5%. De asemenea, dosarele vor putea fi depuse de acum încolo de persoane care au cel mult 50 de ani și nu 45, cât stabileau normele precedente. Proiectul executivului mai prevede că vor fi eligibile și persoanele care au deja un apartament sau o casă la țară, inclusiv cele dobândite prin moștenire. Facilitățile nu se opresc aici. Extinderea programului Prima Casă prin acordarea compensațiilor și pentru persoanele care au accesat un credit ipotecar până la lansarea programului. Iar premierul a venit și cu unele compensări suplimentare pentru perioada stării de urgență instituite din cauza coronavirusului. Eu am o întrebare și o propunere, domnule viceprim-ministru. Programul așa numit Prima Casă 4, prin care noi subvenționăm din contul de stat, deci ca o parte, 10% din salariul achitat luna precedentă, trebuie să ne asigurăm astfel să continuăm achitarea acestor compensări și pentru perioada stării de urgență, când eventual unii beneficiari nu vor primi acest salariu. Pentru acest an, în bugetul național, sunt stabilite 70 de milioane de lei pentru compensarea creditelor. De la demararea proiectului în martie 2018 și până acum, au fost cumpărate 4.205 locuințe. Suma totală a creditelor acordate de cele 5 bănci comerciale care participă în cadrul programului a ajuns la 2,1 miliarde de lei. Majoritatea absolută a locuințelor, 93%, a fost cumpărate în orașe. Vârsta medie a solicitanților este de 31 de ani, iar valoarea medie a apartamentelor și caselor procurate este de peste 590.000 de lei. Programul Prima Casă, care are drept scop reducerea migrației, este destinat pentru 4 categorii de beneficiari, fiecare etapă având condiții diferite de compensare din partea statului. Cei mai mulți sunt tineri necăsătoriți sau cupluri. De asemenea, un program aparte este destinat doar familiilor cu mulți copii, iar alte două angajaților din sectorul bugetar și cel privat.